Capitolul despre obiceiuri de Sfântul Ignatie Briancianenu din cartea Experiențe Ascetice. Obiceiurile au o putere asemenea cu cea însușirilor firești. Cela ce urmează Domnului Iisus Hristos este dator să dobândească obiceiuri bune și să se ferească de toate obiceiurile rele. Tinere, fii înțelept și prevăzător. Din anii tinereții tale să dobândești deosebită luarea minte spre dobândirea obiceiurilor bune. Când vei fi în puterea vârstei, ca și la bătrânețe, te vei bucura de bogăția dobândită fără osteneală în anii tinereții. Nu socoti drept un lucru de mică însemnătate împlinirea unei pofte ce pare de cea mai mică însemnătate. Fiecare împlinire a poftei lasă negreșit o anumită întipărire în suflet, ce poate fi uneori foarte puternică și sluji ca început al unui obicei vătămător. Oare știa cartoforul, atunci când s-a atins pentru prima oară de cărți, că jocul va fi patima lui? Oare știa cel supus patimii beției, când a băut prima vodcă, știa că începe să se sinucidă? Că așa numesc eu acest obicei nefericit, ce pierde atât sufletul cât și trupul. O singură privire neprevăzătoare nu arareori s-a întâmplat să rănească inima. Câteva asemenea priviri au adâncit atât de mult rana, încât de-abia să-i lecui prin mulți ani de rugăciuni, nevoințe și plâns. Educator și dască, insuflați tineretului obiceiuri bune, feriți-l ca de o mare nenorocire de obiceiurile rele. Obiceiurile păcătoase sunt ca niște lanțuri pe om, îl lipsesc de libertatea duhovnicească, îl țin cu silnicie mlaștina puturoasă a patimilor. Pentru pierzarea omului îndeajuns un singur obicei păcătos, el va da mereu cale liberă în suflet tuturor păcatelor și tuturor patimilor. Deprinde-te să fii modest, nu-ți îngădui nicio îndrăzneală față de aproapele, nu-ți îngădui nici măcar să te atingi de el, fără să fie mare nevoie. Și obiceiul modestiei va face lesnicioasă pentru tine marea virtute a înfrânării. Apropiații tăi, simțind modestia care trăiește în tine, vor fi lipsiți înaintea ta de îndrăzneli nepotrivite, ca și cum s-ar cucernici înaintea bunii miresme de lucru sfânt. Nimic nu clate în întreaga înțelepciune atât de tare ca obiceiul purtării îndrăznețe, slobode, care leapădă legile modestiei. Deprinde-te să fii cumpătat la mâncare. Prin înfrânare îi vei da trupului sănătate și putere, iar minții o trezvie deosebită, care este atât de trebuincioasă în lucrarea mântuirii, fiind de mare folos și în îndeletniciri pământești. Îmbuibarea nu este altceva decât un obicei rău, necugetat, săturarea nesăturată a poftei firești bătămate de reaua întrebuințare. Deprinde-te cu cea mai simplă hrană.
aceasta este, pentru cel ce s-a învățat cu ea, mai gustoasă decât bucatele alese. Nu mai vorbesc de faptul că e cea mai sănătoasă. Ce libertate și putere duhovnicească aduce omului deprinderea mâncării simple, deprindere ce pare atât de măruntă, atât de materială. Omul care a căpătat-o cheltuiește pentru masă foarte puțin bani, foarte puțin timp și foarte puține griji de pregătire a ei. Dacă cel ce s-a deprins cu mâncare simplă este sărac, nu va fi apăsat de sărăcia sa. Grea este trecerea de la mesele bogate și rafinate la mâncărurile simple. Pe mulți i-au silit împrejurările să facă această schimbare și mulți, făcându-o, și-au pierdut sănătatea, ba chiar s-au clătinat duhovnicește. De acest necaz s-ar fi putut păzi dacă s-ar fi deprins cu înțelepciune și la bună vreme cu obiceiul de a mânca simplu. Acest obicei este de mare preț prin urmările sale, mai ales pentru cel ce dorește să se afiorisească slujirii lui Hristos. El îngăduie acestuia să-și aleagă pentru a viețui cel mai însingurat loc cu putință, făcând netrebuincioase desele legături cu oamenii și astfel înlăturând toate pricinile de împrăștiere. Îi dă putința să se predea cu totul cugetării la Dumnezeu și rugăciunii. Toți sfinții s-au îngrijit din răzputeri nu numai de obiceiul cumpătării mâncare, ci și de obiceiul mâncării simple. Mâncarea de zi cu zi a apostolului Petru costa câțiva bănuți de aramă. Cumplită patimă este beția. Aceasta este o boală ce se strecoară în alcătuirea trupească, prin înclinarea în fața poftei, care primește, în virtutea deprinderii, putere de însușire firească. Slujitorul lui Hristos trebuie să se păzească nu numai de beție, ci și de obiceiul de a bea mult vin, care aprinde trupul și stănește în el pofte dobitocești. Nu vă îmbătați de vin întru care este curvie, a zis apostolul. Este îngăduită întrebuințarea vinului în cantitate foarte mică, iar cine nu poate să fie cumpătat la vin, mai bine este să nu mai bea deloc. A zis Pimen cel Mare, nevoitorul are trebuință în primul rând de minte trează. Vinul îi răpește omului putința de a-și păstra trezvia minții. Atunci când nevoitorul este supus lucrării vinului, de mintea lui slăbită și întunecată se apropie potrivnicii lui, iar mintea nu mai este în stare să se lupte cu ei. Înlănțuită de lucrarea vinului, e trasă spre prăpastia pierzării. Într-o singură clipă, pieroadele unei nevoințe îndelungate, fiindcă Duhul Sfânt se depărtează de la cel spurcat prin păcat. Iată de ce a zis preacuviosul Isaia, pusnicul egiptean, că cei ce iubesc vinul niciodată nu se vor învrednici de darul duhovnicești. Ca să rămână în om, aceste daruri au trebuință de curăție statornică, iar aceasta nu este cu putință decât pentru cel ce are trezvie statornică. Aleluia, 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 alelu
Iubirea de argint, iuțimea, îngânfarea, obrăznicia, sumbul rele, sunt boli rele ale sufletului, care se nasc din satisfacerea înclinărilor pătimașe ale firii căzute. Ele se întăresc, ajung la deplină putere și îl înrobesc pe om tocmai prin mijlocirea deprinderii. Această lege urmează și pofta trupească, în ciuda faptului că ea stă în firea omului căzut. Fericit este acel tânăr care de prima oară când se vor arăta în el lucrările poftei, va pricepe că nu trebuie să te lași în voia ei, ci trebuie să o înfrânezi prin legea lui Dumnezeu și prin înțelepciune. Fiind înfrânată, chiar de la primele ei pretenții, pofta se supune lesne minții și pretențiile ei deja cad. Ea lucrează ca cineva lipsit de libertate, ferecat în lanțuri. Împlinirea poftei îi mărește acesteia pretențiile. Pofta cărei rațiunea, satisfăcând o vreme îndelungată și în chip statonic, îi dă stăpânirea asupra omului. Domnește ca un tiran atât asupra trupului, cât și a sufletului, ducându-l la pierzare pe amândouă. Copiii sunt din dusura noastră sine zi, aliluia, o Cristo neona, to eleos aftu, aliluia. To stereos sunt din tinghine, pitonida, ton, aliluia, o Cristo neona. Îndeopște, toate patimile se dezvoltă în om în urma cedării în fața lor. Această cedare având loc din ce în ce mai des, înclinarea păcătoasă se preface în deprindere, iar deprinderea face patima stăpânitor silnic asupra omului. Teme-te de obiceiurile rele mai mult decât de demoni, a grei Sfântul Isaac Sirul. Atunci când lucrează în tine dorința păcătoasă, ori imboldul păcătos, trebuie să o refuzi. Data următoare va lucra mai slab și în cele din urmă se va stinge cu totul. Dar dacă o împlinești, de fiecare dată va lucra cu putere sporită, întrucât capătă tot mai multă stăpânire asupra voii și în cele din urmă naște deprinderea. Păcatele pe care ne-am obișnuit să le săvârșim ne par ușoare, oricât de grele ar fi. Păcatul care este nou pentru suflet îl înspăimântă și sufletul nu se va învoi de grab să-l săvârșească. Patimile sunt obiceiurile rele, virtuți sunt obiceiurile bune. Aici se vorbește despre patimile și virtuțile însușite de către om prin făptuire, prin viață. Iar în scrierile părinților uneori sunt numite patimi felurite însușire ale bolii pricinuite în noi de către cădere. Feluritele chipuri ale păcătoșinii de obște a tuturor oamenilor. Și cu aceste patimi ne naștem, iar virtuți nu sunt numite însușirile bune, firești, naturale ale omului. Aceste patimi și aceste virtuți nu pun nicio pecete hotărătoare asupra omului. Această pecete o pune înclinarea însușită de bunăvoie prin statornica sau deasa ei satisfacere, împlinirea a pretențiilor ei. Robul lui Hristos trebuie să fie slobod de obiceiurile rele pe cât e cu putință, ca acestea să nu-i împiedice înaintarea către Hristos. El trebuie să se depărteze nu doar de obiceiurile nemijlocit păcătoase, ci și de toate obiceiurile care duc la păcat, cum ar fi obiceiul luxului,
al răsfățului, al împrăștierii. Câteodată ne leagă de picioare un obicei cât se poate de mărunt, ținându-ne pe pământ în vreme ce ar trebui să fim în cer. Tinere, îți dau iarăși sfat mântuitor, câtă vreme vei avea libertate duhovnicească, fugi de obiceiurile rele ca de lanțul și temniță. Dobândește obiceiuri bune prin care se păstrează, se întărește, se pecetulește libertatea duhovnicească. Iar dacă cineva capătă, abia când este în puterea vârstei dorința de a sluji lui Hristos și din nefericire a dobândit deja multe obiceiuri păcătoase, ori obiceiul luxului și răsfățului, care de obicei țin sufletul într-o stare de slăbănogire, acela nu trebuie să se lase biruit de trândăvie și îndoială. El trebuie să intre bărbătește în luptă cu obiceiurile rele. Biruința asupra lor nu este cu neputință atunci când omul are ajutorul dumnezeiesc. Hotărârea neînstrămutată a voinței, adumbrită și întărită de harul dumnezeesc, poate birui obiceiurile rele cele mai învechite. La început, obiceiul se împotrivește cu încrâncenare celui ce vrea să lepe de jugul lui, părând de nebiruit. Cu timpul însă, dacă omul se luptă cu el necontenit, de fiecare dată când el nu se supune obiceiului, obiceiul își pierde din putere. Dacă de-a lungul luptei ți se va întâmpla din pricina vreunei împrejurări neașteptate, să fii biruit, să nu te tulburi și să nu cazi în deznădăjduire, trebuie să începi iar lupta. Lupta cu silirii de sine împotriva obiceiurilor păcătoase, Dumnezeu s-o coate omului într-o mucenicie și cela ce dobândește biruință în această luptă este încununat cu cununa mărturisitorilor, ca unul ce s-a nevoit pentru legea lui Hristos. Milostivul și atotputernicul Domn primește pe oricine se apropie de dânsul, tind de dreapta sa spre a sprijini neputința noastră. Drept aceea, chiar de-ai fi cu totul în obiceiuri rele, ca niște lanțuri grele, nu te deznădăjdui din pricina slobozenii. Purcede la războiul cel nevăzut, luptă-te cu bărbăție și fără încetare, rabdă-ți înfrângerile cu mărime de suflet. Câteodată, Dumnezeu ne lasă să ne luptăm doar cu puterile noastre, ca să cunoaștem prin cercare cât de slabi suntem singuri și ca urmare acestei cercări să ne ținem de Dumnezeu fără a ne depărta de la dânsul. Singurul care poate birui păcatul în cei ce vor cu adevărat să vadă biruit păcatul în ei însăși. Amin.